Bună, dragii mei! Astăzi am decis să vă arăt cum pun eu fondantul pe tort, pentru că am avut atâtea cereri de la voi și am zis, hai să vă arăt totuși o modalitate mai rapidă, mai ușoară, la îndemâna oricui. Bineînțeles că trebuie să vă formați mâna în timp, nu din prima o să iasă așa. Am făcut atâtea torturi până să ajung la nivelul acesta. Însă nu vă lăsați. Încet, încet, cu siguranță, vor arăta la fel de bine sau mai bine decât ale mele. Nimic nu este imposibil, da? Bun. Deci vom avea nevoie de aceste ustensile. Zahăr pudră folosesc pentru a întinde fondantul pe masă, da? Deci tot timpul puneți din puteți așa zahăr pudră fin. Întindem cu sucitorul acesta de plastic. Sau dacă nu aveți și unul de lemn, o să apară în curând a doua variantă. Întindem foaia aproximativ, nu știu cum, la ochi eu îmi dau seama. Vedeți această bulă? Am ținut să vă arăt înspre. O înțepăm tot timpul cu un ac și întindem în continuare. Deci nu este nicio problemă, doar trebuie să o înțepăm ca să dispară. Pe urmă încerc să-i dau așa o formă rotundă. Așa e grosimea, da? Nici gros, nici subțire. Dacă este prea subțire, se vor vedea rândurile de cremă sau, bineînțeles, dacă e îmbrăcat așa în unt, tot nu e ok să fie gros. Îl dau cu feonul când îl scot din congelator, tortul, foarte puțin, de jur împrejur, ca să lipească foarte bine fondantul, da? Apoi, cu această spatulă sau, da, întindem puțin suprafața tortului să lipească drept. Contează foarte mult crema de sub fondant să aibă colțul drept, să fie foarte bine finisat, ca să avem acea formă de, vedeți cum se vede perfect, unghiul. Așa. Deci, de jur împrejur, lipim fondantul de tort cât putem de drept. Fondantul, dacă este de bună calitate, nu o să aveți probleme cu el, se întinde aproape singur, da? Și să evităm bulele, trebuie neapărat să lipim cât de cât perfect. Dacă apare vreuna, o înțepați repede cu acul și se rezolvă, da? Când credeți că este bine, începeți să decupați excesul de fondant de la bază, cât mai aproape de tort și să nu vă fie frică că nu se întâmplă nimic rău, da. Bun, mi-aduc aminte că și eu la primele torturi mi-era frică să nu tai prea mult, să nu-l fac tocmai la final să pățească ceva rău. Da. Oricum, știa că se întâmplă, improvizăm, da? Așa, bun. Deci avem nevoie ca să le tajăm și de aceste paie și borduri subțiri pentru cel de-al doilea etaj. Rozul eu o să-l pun pe etajul superior al tortului. Atâta este întins, da? Vedeți grosimea? Încă o dată. Acesta este bordul de sub, care l-am tăiat cât mai aproape de tort. Da? Deci perfect, sub tort. Nu lăsați mai mult, nu are rost, că se va vedea urât. Îl dăm iarăși cu feonul puțin, doar de jur împrejur. Nu foarte mult să se moaie crema de unt. Și îl acopăr cu fondantul, da? Repetăm aceiași pași. Tot așa, nivelăm cât mai bine să se lipească fondantul de unt. Da? Și așezăm tot așa cât de bine putem. Să evităm cutele. Tortul acesta îl voi etaja în seara aceasta, iar mâine, după cum veți observa finalul, o să fie identic. Deci nu se lasă absolut deloc. Puteți să dormiți liniștiți noaptea. Deci tăiem tot așa excesul, de jur împrejur. Și este gata tortul nostru. Acesta are aproximativ un kilogram. Da? Cel de jos, 2,5 kg. Introduc paiele în tortul de jos, 3 sunt suficiente, paie normale,
Nu am folosit niciodată din lemn sau altă calitate. Acestea sunt foarte bune, țin perfect, niciodată n-am avut probleme să se lase tortul sau să cadă, să alunece. Deci le tăiați la bază, foarte puțin lăsăm în exterior ca să mențină tortul superior. Vedeți, încerc să filmez cât mai aproape. Puțin în exterior, da? Așa. Dacă este mai mare, mai greu, atunci puneți mai multe paie. Încercăm să-l punem chiar pe mijloc. Dacă îl puneți cumva într-o parte, nicio problemă. Încercați pe urmă să găsiți partea centrală. Este gata. Mă voi ocupa de decor în continuare, așa cum este dorit. Vă voi arăta o parte din aceste decorațiuni care știu că ați dorit să aflați cum le-am făcut eu într-un alt video. Niște melci din fondant, bineînțeles, întindeți tot așa niște șiruri de fondant subțire cu mâna, ce culori doriți, apoi începem să le dăm această formă, tăiem excesul, da? Eu am vrut numai atât să fie de mare, am tăiat și acum introduc bețișorul chiar în mijloc. Deci nici în spate, că va ieși pe exterior, și nici în față. Da? Bun. Și simplu. Foarte simplu. Le las de seara, că acum este seara, până dimineață când îl voi pune pe tort. Voi proceda la fel cu următorul model. Tot așa. O să fac cu roz în exterior și mov interior, ca să iasă puțin diferit. Rulez cât consider că am nevoie să fie de mare. Tai și, bineînțeles, încercați să lipiți. Dacă nu se lipește cu mâna, puneți puțin apă între aceste șiruri de fondant. Bețișorul, fără frică, intră foarte bine, îi dăm forma, rotunjim și este gata. Simplu, da? Vă puteți juca cu ce culori doriți, ies minunate. Chiar îți vine să le mănânci, apoi de copilași. Le adoră. Pe tortuleț. Acum am făcut cu mov în exterior și roz interior. Vă arăt cu apă, deci dacă nu credeți că se lipesc, puneți puțină apă doar cu pensula și atunci nu mai aveți treabă. Dar și în varianta cu apă și fără apă ies la fel de bine. Da? Simplu. Le las să se întărească puțin, cu toate că și acum ar merge pe tort, dar de obicei le las de pe o zi pe alta. Așa arată. Iar finalul la tort, simplu, am continuat să le tajez. Biluțele acelea sunt din polistiren, da? Date cu airbrush-ul, foarte rapid. Fontița într-o parte, păpușelele de la LOL scoase la imprimantă, lipite direct pe foaia de fondant. Melcii noștri care v-am arătat decorul și... Este gata! Sper că v-a plăcut și că vă este de folos acest video. Pa, pa!